Se întâmplă ceva în Piața Victoriei, înțeleg că sunt incidente. Eu urmăresc online în timp ce parcurgem împreună cu dumneavoastră subiectele acestei emisiuni. Jandarmii încearcă să ridice de la pământ o persoană care, mă rog, a avut acolo un incident. Acest jandarm care asigură ordinea publică, doamnelor și domnilor, la astfel de meetinguri, la astfel de proteste. Da, este celebrul Marian, acest personaj care în momentul de față are mici dispute cu forțele de ordine publică. Este celebrul Marian pe care lumea îl cunoaște. A participat și la evenimentele din decembrie 1989. Am stat și eu de vorbă cu el de mai multe ori. Din păcate, se pare că e un om care are niște traume în urma unor agresiuni foarte puternice suferite în timpul mineriadei din iunie 1990. Ce se întâmplă acolo, să ascultăm. Sunt imagini în direct din Piața Victoriei, doamnelor și domnilor. Jandarmii au ridicat un protestatar care probabil a provocat un incident de ordine publică. Un protestatar care s-a trântit pe carosabil și care, mă rog, a încercat să provoace un blocaj. Există, din păcate, printre protestatarii, aș spune, obișnuiți, normali, care vor să-și spună punctul de vedere și persoane care vor să provoace și care caută incidentele și conflictul cu forțele de ordine publică. Acești oameni sunt cunoscuți în baza de date a jandarmeriei și a poliției. Cei mai mulți dintre ei au foarte multe amenzi, au mai fost duși la secția de poliție sau la secțiile de jandarmerie de mai multe ori, au un trecut destul de turbulent. Vedeți mașina jandarmeriei care părăsește Piața Victoriei cu probabil acel protestatar de care vă spuneam, cel care s-a trântit pe jos și care a încercat să aibă, să spunem, și un conflict fizic cu jandarmeria. Cred că știți mai bine decât noi toți ce se întâmplă în democrațiile occidentale atunci când cineva încearcă să pună mâna pe un om al forțelor de ordine. Reacția lor este extrem de dură. Și există și consecințe, mă rog, de natură financiară, unele chiar de natură penală. La noi, în România, lucrurile acestea sunt tratate cu mai multă înțelegere, pentru că există o reacție mult mai sensibilă a opiniei publice, o reacție care îi determină pe cei din Ministerul Afacerilor Interne să nu aplice legea în felul în care o fac colegii lor din țările Uniunii Europene sau din Statele Unite.